Ne aflăm în sala de teatru a teatrului Ariel, destinat copiilor și tinerilor. Lângă mine este domnul Gavril Cadariu, managerul acestei instituții. Bună ziua! Am venit să discutăm puțin despre situația teatrului pe care îl conduceți în această perioadă, în perioada de pandemie. Sunt trei titluri de regulă în abonamentele noastre, iar spectacolele rulate duminică sunt în număr de 3, 4, 6 titluri. Am refăcut din patrimoniul nostru, am făcut și premiere, dar am refăcut din patrimoniul nostru spectacole care puteau fi actualizate, așa încât acum avem un număr de 10-12 titluri de spectacole pe care le rulăm în sistemul acesta, pe lângă cele care sunt difuzate online. Așa încât zestrea noastră s-a îmbogățit. Să vedem în continuare cum vom reuși să adecvăm tot sistemul de exploatare a spectacolului în așa fel încât să fie conform vieții și programului copiilor și tinerilor noștri. Pentru că asta este foarte important și întotdeauna am considerat că dincolo de lucrurile pe care le facem pentru ei, programele diverse, nu le mai amintesc acum, pe care le-am dezvoltat cu ateliere creative pentru copii, cu spectacole de lectură pentru tineri, cu spectacole dezbatere în cadrul teatrului educativ, teatrul și drama în educație pentru tineri, pentru cei de vârstă gimnazială, spectacole de lectură pentru cei de vârstă gimnazială, alte programe care țin de prezentare de carte, de expoziții, de proiecții de filme cu dezbatere, în așa fel încât tinerii, copiii noștri să fie cât mai prezenți în teatrul lor sub diverse forme, nu numai de a participa ca și spectator la spectacole, ci să fie implicați într-un tip de relație de personalizare și în același timp teatrul prin formele sale te ajută foarte mult ca să poți să te cunoști un pic mai mult pe tine, să poți să îți conștientizezi mai mult problemele și să poți să le discuți într-un astfel de cadru, pentru că teatrul are regulile sale, dincolo de școala care are regulile sale specifice, teatrul înseamnă un tip de dezbatere în care fiecare opinie contează și nu este comentată și în felul acesta poate că dezbaterea sau discuțiile cu semenii tăi pot să fie mult mai productive în complementaritatea tipului de educație pe care îl oferă familia copiilor și în același timp și școala. De aceea teatrul este foarte important ca formă de formare a gustului, de formare a personalității, care este parte din ceea ce numim noi într-un termen general educație. Firește că teatrul este important ca să se întâmple într-o prezență fizică în aceeași sală, să fie și spectatorii și spectacolul, dincolo de formele de ateliere de creație care sunt evident sub formă fizică, pentru că atunci se creează acel tip de dialog specific artei teatrale care aduce atâtea și atâtea beneficii în felul în care prezența ta activă fizică în raport cu obiectul teatral poate să îți înlesnească accesul la lucrurile pe care tu le consideri a fi importante pentru tine de conștientizat sau pe care nu le cunoști încă pentru că sunt și ceilalți în jurul tău.